Anotimpul iarna, domeniul științe, cunoașterea mediului. Bun găsit, dragi copii! Uite, iarna a sosit! Eu sunt fulgușor, oare știți ce anotimp m-a adus? L-ați chicit! Eu sunt convins, este vorba despre anotimpul iarna. Iarna, la fel ca celelalte anotimpuri, durează trei luni, de la începutul lunii decembrie până la sfârșitul lunii februarie. Este un anotimp rece, brrr, cu multă zăpadă, însă copiii se bucură cel mai mult. Derdelușul este plin zilnic de chicotele lor care te fac să uiți de temperatura joasă din aer. Este anotimpul bucuriei. Jocurile din această perioadă sunt săniușul cel distractiv, construirea oamenilor de zăpadă având nasul în morcov, dar și schiatul, care este o altă activitate sportivă pe care oamenii o practică în anotimpul iarna. Deodată, a apărut iepurașul Țup și exclamă: „Ce frumos este satul! Pare a adormit sub zăpadă, casele sunt împodobite cu țurciuri de gheață la streșini.” „Iepurașule, ai înțeles ce se întâmplă în anotimpul iarna?” spuse Fulgușor. Da, am înțeles. Ninge și zăpada acoperă pământul. Este ger, brrr, apa îngheață. Și ne îmbrăcăm gros. Iepurașule, este foarte frig afară. Dar ai văzut ce bucuroși sunt copiii. Iarna are farmecul ei. Animalele și oamenii, deopotrivă, iubesc acest minunat anotimp.